Figma permite folosirea de componente, stiluri și culori din alte documente, ceea ce facilitează foarte mult consecvența vizuală în interiorul unei companii, de exemplu, pentru mai multe proiecte, dar și folosirea kiturilor de UI care au componentele care sunt folosite foarte frecvent, iconițe, elemente de interfață standard, precum cele de ales odată sau ora, meniuri, toate chestiile de genul ăsta care se repetă și au un design similar în stilul unui sistem de operare, prin partajarea librăriilor de elemente de interfață sau de elemente de design. Pentru proiectele voastre, atâta timp cât le aveți în, în proiectele din teamul UX 2021, fie prototip Hi-Fi, fie prototip Low-Fi, puteți să vă activați venind aici la Assets și apăsând pe butonul ăsta Libraries, puteți să vă activați una din aceste două librării de iOS sau de Material în funcție de cum alegeți să vă faceți prototipurile pentru, bineînțeles, lucru cu sau o interfață care este mai degrabă similară cu cele de pe iOS sau cele de pe Android dacă alegeți Material și trebuie doar să bifați aici că vreți să folosiți această librărie pentru că am încărcat-o eu deja în team și vor apărea toate, o să închid Local Components, sunt cele din document, vor apărea toate componentele din acele documente, deci diferite tipuri de butoane, vedeți, carduri, chipsuri, chiar și elemente mai complexe și de navigare și uitați, un meniu dacă vreau să-l folosesc exact cum apare pe Android și respectiv stiluri de pentru alt fel de elemente și stilurile de text vor apărea și culorile vor apărea în document. Deci asta simplifică foarte mult lucru. În loc să trebuiască să stați să desenați fiecare element în parte, puteți doar să le folosiți pe cele predefinite și să le modificați și stările în diferite moduri, respectiv să le personalizați. Această librărie de Android folosește cele mai recente indicații de la Google, deci s-ar putea să nu arate de fapt cu ce aveți voi, să nu semene cu ce aveți voi pe telefon pentru că nu au fost actualizate multe aplicații să folosească acest stil și de asemenea cea de iOS este cea mai recentă pentru iOS. Puteți să descărcați și să folosiți și voi librării diferite dacă preferați în funcție de asemenea și ce găsiți pe net.